Asta sunt foarte sigură că va fi adevărata provocare. Nu voi putea pierde nici măcar o secundă. Bună! Bine ați venit la un nou clip de pe acest canal. Sunteți aici cu Teodora și dacă încă nu ați făcut-o, vă rog să vă abonați pentru că mai mult de jumătate dintre cei care ne urmăresc nu sunt abonați. Deci vă rog, abonați-vă! Bine, acum să trecem la subiect. Astăzi, după cum ați văzut din titlu, o să fac acea provocare care e foarte clasică, dar totuși e și foarte interesantă. 10 minute, 1 minut, 10 secunde. Nu știu de ce am adus acest fidget spinner în cadru. Deci, să începem! Avem o foaie de hârtie și o să o împărțim în 3 coloane. Una pentru desenul de 10 minute, una pentru desenul de 1 minut și una pentru desenul de 10 secunde. Am scris sus 10 minute, 1 minut și 10 secunde. Și acum o să începem desenul. Mi-a fost greu să hotărăsc ce să desenez, așa că pentru clipul următor, dacă mai vreți să fac un clip de genul acesta, cu provocarea aceasta, poate fi și cu termeni mai mari, cum ar fi o oră, 10 minute, 1 minut, sau alte chestii de genul, să ziceți în comentarii dacă mai vreți să fac asta și să-mi dați idei de ce să desenez. Astăzi o să desenez un fluture. Cred. Da. Cam asta o să desenez. Au trecut 2 minute și eu doar am făcut o schiță. Tocmai au trecut 7 minute. Acum am apuc de colorat. Cred că am timp suficient, adică m-am încadrat bine în timp. Și acesta este rezultatul final la desenul de 10 minute. Am avut timp să fac și puțin umbre și mie îmi place cum a ieșit. Și acum o să trecem la cel de 1 minut. Start! O să încep cu schița. Sunt destul de sigură că nu o să mai am timp și să colorez și nu o să mai fie atât de detaliat și nu o să mai iasă așa bine. Dar asta e. Gata! Acesta este rezultatul la 1 minut. Asta sunt foarte sigură că va fi adevărata provocare. Nu voi putea pierde nici măcar o secundă. Și... 3, 2, 1, start! O să fac repede chestiile de bază.
N-am timp să șterg nimic. Gata! A trecut cele 10 secunde. Și cam aceștia sunt cei 3 fluturi. Sper că v-a plăcut și acest videoclip. Și nu uitați să dați like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să dați share, să scrieți un comentariu și voi acolo dacă mai vreți să fac această provocare sau o altă provocare de artă sau orice de genul acesta. Deci, nu uitați să scrieți în comentarii dacă mai vreți să fac un astfel de clip. Mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la capăt și dacă vedeți și acest outro, scrieți în comentarii că ați stat până la final. O să vedem câte comentarii primim cu am stat până la final și o să le punem pe toate în clipul nostru următor. Deci,